Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face slime din așa seturi. Corect, noi astăzi o să încercăm să facem slime din așa seturi. Și după cum observați, copii, noi avem două seturi. Unul mai mic și unul mai mare. Mai mare la lățime, dacă nu întoarcem pe asta. Uh-huh. Așa cum sunt la fel. Da. Și, Betty, cu care vrei să începem noi astăzi? Hai să-l facem pe ăsta mic, că dacă nu vei reuși să-l fac pe ăsta mare, că cu ăsta mare sigur voi reuși că e mai mare. Da, din a doua oară sigur că trebuie să reușim. Da. Dar noi sperăm să reușim și din prima dată. Deci, de să-l dăm pe ăsta mare la o parte. Acesta cam a venit bățit, așa că va trebui să avem grijă de el să nu cadă. Da. Deci care și borax. Uh-huh. Hai scoate să vedem. Pe jos, pe acolo, se deschide. Să vedem ce conține acest set. Hai, arată-ne. Deschide. Să amestecăm cu ăsta, cred că. Să amestecăm cu băț. Colorantul mov. Deschis culoarea mea preferată dintre mov. Uh-huh. O linguriță neagră. Praf de borax. Un borcanel care arată centimetri, uh-huh. Și lipici, mini lipici. Un păhărel gradat, da? Un păhăr. Și un lipici. Și acolo noi nu avem, dar o să avem nevoie și de un bol în care tu vei face slime-ul. Da. Și aici pe verso avem niște instrucțiuni. Și iată, copii, cum arată instrucțiunile noastre de pe verso. Noi o să încercăm să le respectăm. Și sperăm să ne iasă slime-ul. Eu, da? Adică îl fac eu. Tu îl faci. Eu am adăugat în paharelul ăsta gradat un pic de apă și imediat Betty va încerca să facă slime-ul, da? Nu a fost așa de greu să-l deschid. Uh-huh. Adaugă apă și va trebui să-l amesteci. Bine, bine, trebuie să-l diluiez. Figurița nu arată pe aici. Uh-huh. Cred că ajunge, Betty. Oricum s-a amestecat el un pic. Nu cred că se amestecă de tot, deoarece boraxul foarte greu se dizolvă. Atent să nu-l vergi. Acum cred că va trebui... Lasă bețișorul ăla acolo. Acum va trebui, da, să deschizi lipiciul. Poți? Nu, aici nu știu, eu habar nu am. Iată așa. Și toarnă tot lipiciul în bol. Eu am mai făcut slime, nu știu. Uh-huh. Bine. Mai curge. Bine. Atent să nu-ți curgă pe haine, fie atentă. Acum trebuie să adaugi câte un pic de colorant, dar foarte atent să nu spătezi hrănița. Câteva picături. Acum se deschide. Dă-i peste jos. Câteva picături. Atent la hrănița. Nu vreau să amestecăm. Trebuie la picături. Dar pe tot. Gata. Dacă o să mă întrebesc, o să mă fac. Încă un pic. Aproape n-am pus. De că tot trebuia să-l folosim. Trebuia să-l punem pe tot, că altfel nu se făcea culoare așa. Așa de... intensă, da? Da. Acum trebuie să adăugăm câte un pic de apă cu borax. Se primește? Da. Deja se primește, da? Da. Iese ceva. Iese, da? Da. Trebuie să se ia tot amestecul ăsta. Uh-huh. Amestecă-l, bine. Crezi că mai are nevoie de borax un pic? Cred că da.
Foarte și foarte puțin, o picătură. Cred că ajunge. Gata, asta o să fac. Da. Să-ți. Poți să-i pui căpăcel la borax, la apa cu borax. Da. Asta era căpăcelul de la lipici, nu mi-a trebuie. Asta tot nu mi-a trebuie, da? Da, da. Acum, cred că poți să-l amestici deja în mână. Da, da? Se va lipi un pic. Nu cred că se va lipi, că are destul borax. Se lipește? Nu se lipește, dar lasă colorant. Păi nu e o problemă, trebuie să-l amestici. Wow, ce de moale e. Da? Da, e foarte moale. E că nu trebuie să-l deschidem și pe cutia cea mare. Fix, uh-huh. Păi o să deschidem în alt videoclip. Da. Da? Păi hai, ia și de pe mânuța asta care îți curge, amestecă. Da. Se întinde? Nu. Nu? Nu. Probabil trebuie să-l mai amestici. Da, bine. Hai, amestecă-l. Bine, 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 bine. Wow, ce sunete. Betty a amestecat slime-ul nostru foarte bine și deci dați să vedem ce s-a primit. Să vedem dacă se întinde. Se întinde. Se întinde. Nu să cred că foarte tare se întinde, da? Să vedem dacă scoate zgomote. Hai să vedem. Iute că nu vreau, iau așa slime. De care, man? Care scoate zgomote. Care scoate zgomote, da? Că nu la pești. Am mai văzut care scoate zgomote, că nu îl pun în cutie, dar eu vreau așa. Aha. Eu vreau să văd dacă el totuși se întinde bine sau nu. Dacă îl întinde așa, da. Se întinde, da? Oricum, nu e ca un slime de la obișnuit cu care ne-am deprins noi. S-a primit un slime așa un pic mai tăruț, probabil deoarece tu ai adăugat prea mult borax, da? Da, eu din greșeală am pus lingura, trebuia să amestec cu bățul ăla de înghețată. Am și înțeles. Cu lingura să pun borax. Am înțeles. De asta nu s-a primit. Da, adică trebuia un pic mai puțin borax. Și poate slime-ul nostru se întindea mai bine. Hai mai încearcă o dată să-l întinzi. Oricum el cu timpul se înmoaie, adică da. Se face mai moale și peste o zi două o să fie ca un slime obișnuit. Uh-huh. Se întinde, dar greu. Hai, Betty, acum arată-ne cât de tare se poate întinde acest slime. Wow! Se întinde destul de tare. E foarte ușor. Și e foarte ușor. Hai să-l lăsăm să cadă în jos, să vedem dacă se va atinge de masă. Știi că se duce. Se duce. Wow. L-a făcut ca un curcubeu, așa, cu norișori. Cu norișori. Super. Și să vedem cum să-l întindem dacă el se dă așa, fără ecran. Dacă o faci ca un rulon, da? Da. Hai. Ups. Un pic s-a rupt. Lasă, lasă. Se întinde. Wow! S-a alunecat din mână, el nu s-a rupt. Am înțeles. Ți-a plăcut acest slime? Da, mai ales că face zgomote. Mai ales că face zgomote. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă v-a plăcut și vouă acest slime. Și să știți că în cazul în care o să vă cumpărați și voi un astfel de set, trebuie să-i puneți un pic mai puțin borax. Adică să-i puneți borax câte o picătură, câte o picătură, până când primiți slime-ul de consistența necesară, eu da? Eu cred că știu ce am greșit. Ce ai greșit? Pentru că eu trebuia să amestec cu bățul de înghețată și cu lingura să pun câte un pic de borax. Da. Ei, lasă. Oricum s-a primit destul de reușit. Era mai bine dacă era un pic mai moale. Dar și așa e destul de ok. Așa se primește mai zgomotos. Copii, dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube, la canalul Betty Club, la canalul Betica
și la canalul Dreamzicky. Pa, pa! Pa, pa!